Music. Impact FM Regional. Oh nana, you don't wanna run with me. Hey, this is Justin Timberlake. It's Pharrell. This is Katy Perry on your hit music station. Impact FM. Alegeri locale 2020. N-ai. N-ai ce face și totuși faci. Spui că n-ai unde parca, n-ai cu cine vota, n-ai ce vedea, dar te descurci. Ai doar o limită. Limita răbdării. Ne pierdem răbdarea astăzi cu... Nu cunosc. A, de la pe... Nu cunosc. Nu mai avem bunul simț, nu mai avem... Nu, e bătălie politică ca la Mărășește. Și mă rog la Dumnezeu toată lumea să gândească așa. La limita răbdării. Sunt Dori Moldovan, bună ziua și bun găsit. Suntem la limita răbdării astăzi cu domnul Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, candidat PNL la președinția Consiliului Județean Suceava. Bine ați venit, domnule președinte. Mulțumesc pentru invitație. Sper să nu fiți la limita răbdării cu mine, să fiți la o emisiune interesantă. Ne ascultați în FM pe 107.2 în Suceava, Fălticeni, Rădău Siret, Câmpul Moldovenesc 93,5, Gura Humorului și 91,4 în Vatra Dornei, online pe impactfmregional.ro sau pe pagina de Facebook Impact FM România, unde ne urmăriți și live. Suntem singurul radio local care se aude aproape în tot județul Suceava, dar vă prindem mai greu aici în studio din Julius Mall. Nu prea veniți la shopping, domnul președinte. Așa este, nu vin, dar pot recupera. Da, toate au început. Suntem la jumătatea campaniei electorale, a trecut chiar mai bine de jumătate din campania electorală. Bătaia mai mare va fi în astea două săptămâni de campanie, se ascult mai tare săbiile. Pentru mine nu cred. Dacă am ajuns să-mi fac campanie doar în aceste săptămâni, e greu. Cred că la mine capitalul politic înseamnă ce am făcut în acest mandat, ce am făcut în celălalt mandat și astea sunt, cred că, cele mai convingătoare probe pentru ascultători. Acum, eventual, putem răspunde la întrebări, să vă spunem programul de viitor pe care îl avem, însă eu cred și am făcut mult și de data aceasta județul că... Oamenii știu ce s-a întâmplat în județul ăsta, ce am făcut, ce lucrări sunt legate de numele lui Gheorghe Flutur și mai mult de atât, chiar dacă am trecut printr-o perioadă grea și județul Suceava și eu ca persoană, sunt bucuros că se dau semne de intrare în normalitate. Ieri, de exemplu, am făcut un pas foarte important spre eliberarea spitalului nou de COVID și am deschis terapia intensivă pentru bolnavi COVID lipit de secția de boli infecțioase, acel tir care a fost adus cu 12 paturi de Crucea Roșie și de Ștefan Mandache. Și vreau să le mai mulțumesc încă o dată și tuturor donatorilor. A fost pus în funcțiune, instalat, am pregătit acolo un racord, un burduf. Am legat la apă canal curent electric ca să poată funcționa. Sunt 12 paturi, mai pregătim 9 paturi tot la secția de boli infecțioase ATI, să înțeleagă ascultătorii postului de radio că omul care are nevoie de terapie intensivă și este bolnav de coronavirus este la etajul 6 în spitalul nou. Vrem să eliberăm spitalul nou pentru cei care nu au coronavirus, să poată face operațiile și tratamentele și celelalte categorii de bolnavi. De exemplu, ieri la spitalul județean erau în jur de 560 de bolnavi, din care 188 erau cu coronavirus, 120 erau în zona tampon, se așteptau analizele, nu se știa dacă este sau dacă nu este și doar diferența era fără coronavirus. Spitalul Județean Suceava e pe drumul cel bun în momentul ăsta? Cred că da, și este pe drumul cel bun în primul rând pentru că medicii și personalul medical a înțeles că trebuie să lupte pentru sănătatea oamenilor. Avem o conducere foarte bună cu doctorul Calancea și întreaga echipă, cu directorul medical, directorul de îngrijiri de acolo. Noi le-am acordat tot sprijinul pentru că noi, Consiliul Județean, le dăm finanțare. Uitați-vă, inclusiv pentru punerea în funcțiune a acestui ATI mobil, i-am finanțat, au cumpărat ce au avut nevoie. Acum terminăm cele 4 blocuri operatoare pentru că un corpul F de clădire la Spitalul Nou l-am supraînălțat pentru a mai face 4 blocuri operatoare pentru că
S-a diversificat intervenția. Au nevoie pe ortopedie, pe neurochirurgie. Sunt 10-12 săli de operație, dar acum facem 4 noi cu ultima tehnică în dotare, mai ales pentru partea aceasta de dezinsecție care se face și de, cum să spun, de curățare a acestor săli de operații după fiecare intervenție la ultimele standarde. Și sigur, sunt și multe alte lucrări. În curtea Spitalului Vechi se lucrează la blocul de locuințe, 30 de apartamente pentru medici. Avem documentație pentru helioport, care să vină, elicopterul să vină pe sus pe la ultimul etaj pe terasă, am făcut expertiză să aterizeze și să poată decola de acolo cu bolnavi cu, în stare gravă, cu urgențe. Și pregătim spitalul de copii, pregătim un spital nou de boli infecțioase, un monobloc, să nu mai amestecăm spitalul nou cu cei care sunt bolnavi, că nu se știe cât va dura coronavirusul și avem foarte multă treabă. Dar și eu cred că este într-o direcție bună. Depinde, foarte, foarte mult depinde de ce se va întâmpla în județ. Din fericire, numărul de cazuri nu este chiar foarte mare față de alte județe. E drept că am debutat noi în martie, am fost campioni, de aici și atacurile pe Suceava fără precedent, numai că acum foarte multă lume face comparații. Stai că și la Argeș, și la Dâmbovița, și la Galați, și la Brașov, și la București în special, și acum mă duc un pic în zona politică, pentru că o să înțeleagă bine sucevenii, au fost fără precedent atacuri politice și toate s-au dus spre Gheorghe Fluturi, pentru că până la urmă eu am fost omul care m-am îmbolnăvit, am luat virusul acesta în întâlnirile foarte dese pe care le-am avut cu conducerea spitalului. Deci eu nu le-am luat la discotecă sau la crâșmă. Am luat această boală și din păcate 2 luni și jumătate am avut grele probleme de sănătate cu insuficiență respiratorie. Eu nici n-am putut să ies să mă apăr la atacurile mizerabile. Da, la mine și eu asta vreau să vă întreb, pentru că eu știam că sunteți un comunicator bun, în schimb, la comunicarea de criză ați avut probleme, nu ați comunicat. Nu am avut probleme, am fost bolnav. Pentru că probleme dacă nu vrei, și mulți dintre dumneavoastră ați zis, bă, Fluturul ăsta a comunicat de 4-5 ori pe zi, unde e acum? Eu n-aveam aer. Deci în primele 2 zile când am fost internat în spital încă n-am avut probleme, după care eu am avut o problemă la o bronhie, medicii mi-au spus să nu mai fac efort cu plămânul, să las să lupte cu boala. N-am mai putut ieși și atunci să stai la mila cuiva să te apere este mai greu. Din toate părțile au dat, pentru că dacă era doar asta, că am fost testat. Și o să se convingă oamenii. Ce era dacă nu m-aș fi testat, pentru că eram obligat, coordonam aceste comandamente. Din păcate am luat și eu. Acolo a fost un accident medical pe fluxurile din spital. Ce pârghie avea Gheorghe Fluturi pe asta? Pe atunci să întrebăm pe toți din țară. Gabriela Firea la București, care are atâtea spitale în subordine, n-am văzut să fie atacată pe tema asta. Bun, după aceea că am stat în rezervă de lux. Fals! N-am avut nici măcar duș și nici televizor. Atunci parcă mai conta ce era. Deci erau zone care se dădeau pentru cei bolnavi de coronavirus. M-am dus ca orice om conștiincios, echipat, luat de către Smurd și dus la spital, că am fost trecut medic. A recunoscut o doamnă doctor că din greșeală a bifat acea rubrică personal medico-sanitar, pentru că a greșit la mai mulți, am văzut, dar și-a asumat răspunderea. Știrea care a apărut că Gheorghe Fluturi s-a dat medic ca să fie testat în față. Nici vorbă, putea să mă treacă președinte de Consiliul Județean fără probleme, că acolo nu era prioritate că ești sau nu ești medic, la data la care vorbim, 20-23 martie. Toate astea au creat un arsenal de atacuri. După aceea m-am trezit cu atacuri la familie. Era un domn care e din Sol, că îl cheamă Fluturi și nu știu mai cum, avea o firmă care duce muncitori în Germania, la Sparanghel. S-a spus pe unele televiziuni de adversari că e firma mea. N-am nicio firmă și era o minciună mai mult decât gogonată. Eu nu puteam să mă apăr. Au filmat cu drona 3 sate de acolo și au spus că sunt casele mele. N-am putut să mă apăr. Nu este adevărat. Dar sigur, când ei împlin toate astea, poate că oamenii vor înțelege în momentul ăsta că a fost un atac politic și de ce în Gheorghe Fluturi. Pentru că Gheorghe Fluturi în februarie avea 63% în sondaje în județ.
județul Suceava. Eu am muncit în acest județ. Nu mi-am bătut joc, n-am călcat de două ori într-un loc și m-am sacrificat viața, familia pentru acest județ și am făcut-o că am dorit să las urme pozitive în acest județ. Și de aici au fost și atacurile fără precedent. Acum sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu, am intrat în linie dreaptă și continui și îmi doresc un mandat pentru Suceava, pentru marile proiecte despre care aș vrea să vă vorbesc de la acest microfon. Da, să încheiem întâi cu acuzele pe care le-ați primit în perioada asta de campanie electorală. Ați mai fost acuzat că ați racolat foarte mulți primari PSD din județ. Dumneavoastră nu cred că în considerare că sunt răi cei de la PSD. Nu, nu cred că am racolat. Este și nu mă ocup de așa ceva. Aici, Partidul Social Democrat în 2014, prin ordonanța 55, a luat de la Partidul Național Liberal 17 primari. Parte dintre ei s-au întors acasă, nemai având încredere în echipa PSD de la Suceava. Parte dintre ei. Dar nu i-am luat noi, deci oamenii aceștia și-au asumat să se întoarcă. Deci PSD-ul ne-a luat în 2014, când erau alegerile prezidențiale, nici vorbă că am racolat. Oamenii, uitați-vă bine, oamenii merg acolo unde sunt soluții, sunt proiecte și este echipă care respectă niște reguli. În județul Suceava, Partidul Național Liberal are peste tot candidați, avem 2097 de candidați, din care 1935 de candidați sunt pentru consilieri locali, pentru că asta e schema pe care trebuie să o ocupi ca partid responsabil. Noi nu avem nicăieri lipsă. Am văzut că socialiștii au 5 primării unde n-au candidați de primar. Deci ce a ajuns Partidul Social Democrat? Noi avem, susținem 114 de primari în toate localitățile din județul Suceava, deci cred că suntem cel mai serios, mai bine pregătit și mai organizat partid. Domnule președinte, astăzi dimineața ați fost prezent alături de primarul Lungu la inaugurarea podului Unirii. Am văzut că în perioada asta de campanie, în fiecare zi, inaugurați câte ceva, prindeți câte un aragaz, sunt acțiuni electorale sau nu, așa s-a numit? Nu în această campanie. Pe Gheorghe Flutur îl vedeți de 4 ani pe șantiere. Îl vedeți implicat în mandatul Macaralelor, îl vedeți implicat când am dat drumul la Spitalul Județean, la cel mai modern ambulatoriu, acea policlinică a spitalului. Îl vedeți pe Gheorghe Flutur implicat peste 300 de kilometri de asfalt în diverse zone, de la Panaci Bilbor spre Glodu până la Puzdra, de la Ostra Frasin, Codrii Secular de la Slătioara, Fălticeni, Râșca, ce vreți dumneavoastră, până la Măriței, toată zona aceasta, Mușenița, pe frontieră. Și ieri s-a aprobat în final, că vă dau o știre în premieră, acest proiect a trecut de faza finală, izvoarele Suceve Șepit până în Ucraina, deci un proiect transfrontalier foarte important. Deci numai acum, e normal că te duci și le explici oamenilor. De exemplu, am fost în teren și am verificat șantierul drumului de la Suceava la Dolhasca, pentru că unii adversari politici odihniți spun, s-au săpat niște șanțuri, dacă vine ploaia și cad mașinile în ele. Am arătat cum, din urmă, o mașină care pune 4 straturi diferite de fundație, se lățește drumul de la 6 la 8 metri. Și dacă se lățește, se sapă o fundație la 55 de centimetri adâncime, se pune beton stabilizat, apoi mai multe tipuri de sort și la urmă piatră spartă și se tasează ca să venim cu covor asfaltic. Da, e bine că se întâmplă lucrul ăsta pentru că era dezastru drumul. Aceste lucruri se întâmplă în multe zone din județul Suceava. Mă vedeți la Pleșa, mă vedeți la Ulma, mă vedeți peste tot. Acum, sigur că primarul Ion Lungu a inaugurat, și mă bucur, extinderea rețelei de gaze naturale. Gândiți-vă ce proiecte mari am pentru Suceava. Ducem spre Vatra Dornei în sfârșit gazul metan. Da, asta vreau să lucrez. La Vatra Dornei, când aprindeți un aragaz de la gospodele de pe Pernărel? Anul viitor, pentru că acolo este o porțiune de 27 de kilometri. În prima lună s-au făcut 3 kilometri. Ritmul este în regulă, pentru că în terenuri accidentate, în pădure, în zone cu acces foarte greu, totuși să bagi în pământ la o anumită adâncime cu aparate speciale această țeavă magistrală, trebuie calitate să fie. Firma de la Târgu Mureș lucrează, s-a întârziat
până ce a venit guvernul liberal și au dat cele două hotărâri de guvern în luna martie. Amintiți-vă că PSD-iștii toți spuneau la Sucevița când se întâlneau, de luni vă aprobăm nu știu ce, și n-au mai aprobat nimic. La insistențele mele și a lui deputatei Angelica Fădor am dat drumul la construcția magistralei, s-a dat drumul la gaz metan la Moara, acum începe Sadova, ca să înțelegeți, și avem 37 de primării cu documentele depuse în linie dreaptă pentru extinderea rețelei de gaze naturale pe bani europeni. Guvernul liberal a dat drumul la 1 miliard de euro bani europeni care să poată fi folosiți pentru aducerea gazului metan la poarta oamenilor. Doamne președinte, ați mai semnat zilele trecute contractul de proiectare a drumului expres Siret-Suceava, pe care l-ați și ridicat cumva la rada autostradă. Nu, domnul Moldovan, haideți că aici văd așa, parcă... Dar știți ceva? Eu vă las să spuneți așa. Este A7 nu, și este A14. Un drum expres Suceava, e mai mult decât nimic. Este Suceava-Vatra-Dornei-Dej-Satu Mare, este A14. Autostradă, ca să înțeleagă, pentru că am văzut... și ați reluat puțin ce au spus unii adversari politici și vă respect părerea. Când se face studiu de fezabilitate, că noi asta am semnat, se judecă traficul. Tu astăzi ai un anumit trafic pe culoarul ăsta. În momentul în care dăm drumul la Vama Siret modernizată, pentru că avem un proiect de 10 milioane de euro în vamă, cu tuneluri de scanare pentru tiruri, care să dureze foarte puțin vămuirea unui tir, atunci traficul de pe drumul ăsta, Varșovia, Lviv, Cernăuți, Marea Neagră, Turcia, va crește extraordinar de tare. De aceea proiectul este de autostradă, ca să înțelegeți. El a fost prins în masterplanul lui Cook de transport, drum expres. I-am cerut insistent de atunci să-l cheme autostradă. Sigur că ei nici n-au dat drumul la proiectare decât până la Pașcani. Acum am dat noi drumul ăsta și durează 2 ani de zile, inclusiv exproprierile. O să vin în perioada următoare consultanții ca să stabilim mai multe variante de traseu, să vedem care e cea mai convenabilă, cu impactul financiar cel mai mic, cu să nu trece prin rezervații naturale, de câte ori trece apa Sucevei, pentru că va fi autostrada Siret, Suceava, Dolhasca, Pașcani, București. 420 de kilometri, 1,8 miliarde de euro e pe bani europeni. Mare câștig pentru județul Suceava și pentru Botoșani. Pentru că vă dau când noi discutăm în o perspectivă. În cât timp vom putea circula? Eu cred că, să vorbim realist, eu am cerut să fie introdusă pe lista programelor de reziliență. Reziliență, ați văzut, România primește pentru mandatul următor de 7 ani 80 de miliarde de euro. Este enorm de mult. Enorm de mult. Da, sunt cei mai mulți bani pe care și atunci, parte dintre ei vin și către Moldova și ajung și la Suceava. Inclusiv centurile ocolitoare pe autostrada Nordului. Ne-am asumat în Consiliul Județean, am votat deja o unitate de implementare a proiectelor și centurile Gura Humorului, Câmpul Lung, Vatra Dornei, să le coordonăm noi pe bani europeni. Pentru că va trebui să angajăm specialiști în tuneluri, specialiști în construcție de drumuri, în viaducte și tot ce va fi pe zona asta. Eu cred că în 2 ani de zile au și termen ca să finalizeze tot traseul, inclusiv exproprierea, și să înceapă lucrările. Asta sper. Sigur că în mandatul ăsta de 4 ani, visul meu de o viață este ca să legăm Suceava de București și să legăm Suceava de Vatra Dornei cu aceste profile de autostradă. Nu e simplu, mai ales ăsta prin munte, să fim realiști. Faptul că s-a semnat și că sunt bani, începem. Vom sta cu presiune, cu lopata pe ei ca să facă treabă, să dăm drumul. Tot eu am fost cel care am fost aproape diriginte de șantier pe drumul național 17 Tihuța Vatra Dornei Suceava în primul meu mandat. Eu știu ce înseamnă responsabilitatea asta foarte bine, nu e ușor, dar asta e o perspectivă pentru dezvoltarea județului cum n-a mai fost până acum. Da, problema e să reușim să cheltuim banii ăștia europeni care vin acum. Da, dar să-i cheltuim inteligent și când spunem inteligent trebuie să ajungă și în zonele care au trăit izolate până acum, că de aceea ne-au plecat feciorii noștri afară la lucru și tineretul în general forța de muncă, pentru că noi n-am avut trage apă, canal, gaze naturale, înviguiești, iluminat public, internet, dar dacă n-ai autostradă, mai greu îți vin investitorii, nu sunt locuri de muncă bine plătite și atunci omul se uită și zice eu mă duc în Italia că-s mai bine plătit.
De ce de la Cluj, de la Brașov nu mai pleacă oamenii la muncă în străinătate? Pentru că au început să vină fabrici aici care să plătească bine oamenii. Și asta este pasul pentru care Gheorghe Flutur intră în acest mandat pentru marile proiecte. Și vă mai spun ceva, le spun sucevenilor. Să aibă încredere în mine, în experiența mea, în forța de muncă, în buna credință și patriotismul meu de sucevean și de bucovinean. Eu m-am luptat în toată cariera mea politică să aduc fonduri către Suceava. Și am putut face lucrul ăsta. Au nevoie de oameni credibili, de oameni care să știe să convingă la București și la Bruxelles cu argumente. La capătul autostrăzii pregătim programe inteligente. Parcul industrial, cel de la Salcea, este deja aprobat, suntem în tratative, acum lucrăm la PUZ, planul de urbanism zonal, cu regimul de înălțime ca să nu deranjăm radarele de pe aeroport. Ion Lungu, vreau să fac parteneriat cu terenul de la Acet, să facem al doilea parc industrial. Cu Popoiul la Siret, primarul, de la CET, am făcut... Nu de la Acet, de la CET. De la CET, nu de la Acet, scuzați-mă. Popoiul la Siret a făcut un parc în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava și nu vrem să ne oprim aici. Până la urmă, mandatul care urmează trebuie să fie mandatul locurilor de muncă, obligatoriu. Domnule președinte, în privința marilor proiecte de infrastructură ale județului Suceava, cât mai avem de așteptat? Pentru că e poate singura șansă a dezvoltării economice. În primul rând, sunt lucruri din grădina mea directe despre care vreau să vă vorbesc, drumuri și aeroport. La aeroport, în mandatul meu al doilea, în primul am adus fondurile europene și am dat drumul un proiect de aproape 50 de milioane de euro. A fost primul proiect pe programul de transport de modernizare a unui aeroport, de criticau celelalte județe că Flutura a luat toți banii la Suceava și face aeroport. S-a făcut aeroportul. Acum, în al doilea mandat, finalizez al doilea terminal, deși guvernul PSD nu mi-a dat niciun ban, am făcut împrumut și este aproape finalizat al doilea terminal ca să putem procesa dublu față de ce avem acum pasageri. Știți că noi, ca să știe sucevenii, când Flutur a venit președinte de Consiliul Județean în 2016, acum 4 ani, zburau cam 40.000 de pasageri pe an. Anul trecut, la sfârșit, au fost 430.000, de mai mult de 10 ori a crescut numărul de pasageri, plus că am deschis aeroportul internațional în multe direcții. Marea Britanie, Italia, Sudul Europei, Turcia, Grecia, Germania, Austria, acum pregătim, nu, Bruxelles, Madridul, și vom vedea în continuare. Dar nu mai face față aerogara, terminalul. Și am construit al doilea terminal și dublăm numărul de capacitate de procesare la 700.000. Este aproape finalizat, s-a întârziat puțin din cauza interdicțiilor la coronavirus, dar suntem în faza finală pentru recepționarea celui de-al doilea terminal și pregătim al treilea terminal, unde vrem să facem și cargo, dar al treilea terminal de ce? Am văzut foarte mulți din zona Cernăuți din Ucraina că zboară de pe aeroportul nostru de la Suceava și atunci noi trebuie să ne pregătim pentru asta. Am înțeles. Care considerați că ar fi principalele noastre realizări din cele două mandate în care v-ați aflat la Conducerea Consiliului Județean? Eu cred că... aeroportul, da? Nu. Aeroportul, domnul, spitalul... dacă mă întrebați așa, haideți să avem o privire sinceră și iertați-mi lipsa de modestie, dar dacă nu spun eu, nu o să spună adversarii politici. Cine a scos județul Suceava și Bucovina din anonimat din punct de vedere turistic ca destinație care a ajuns după Litoral și Brașov a treia destinație turistică a României? Eu îi las pe telespectatori și ascultători să spună ei, nu eu. Dacă vorbim așa, că m-ați întrebat de două mandate, și ca să faci asta, nu trebuie să fii tu frumușel, simpatic sau nu știu cum. Tu trebuie să faci ceva, să organizezi. Cum arată drumurile în județul Suceava? Și arată bine. Și m-am îngrijit pentru asta. Și drumul național care merge de la Suceava la Dorna, dar și celelalte, nu arată rău. Am modernizat în primul mandat drumuri județene în jur de 300 de kilometri, multe pe fonduri europene, numai 7 un lot odată. Dacă mi-aduc aminte, numai drumul de pe Rarău, ca să spun Pojorâta Rarău, pe care l-am făcut ca să știe oamenii, dacă vorbim de drumuri de genul cel de la Salcea Verești Roșcani sau la de la Dărmănești Șerbăuț care merge până la Siret, pregătirea proiectului care leagă Stupca, da? De unde veniți dumneavoastră, de la Ilișești la Ciprian Porumbescu, multe proiecte, Mănăstirea Probota, dar eu aș spune așa, să judece cetățenii puncte forte,
am vorbit de turist, vorbesc de spital. Chiar dacă au fost niște necazuri, noi am preluat spitalul în 2010, investiții de peste 65 de milioane de euro, un spital de talie națională de top. Repet, chiar dacă au fost acum niște necazuri, dar dotările, pentru că Consiliul Județean de asta se ocupă, de finanțare și de dotări, avem unul din cele mai moderne spitale. Numărul de oameni care se operează la blocurile operatoare din Suceava s-a dublat în ultimii ani, ca să vorbim. Policlinică modernă, toate secțiile au fost modernizate. Sigur că trebuie să revenim la normalitate cu situația cu pandemia și aici, dar eu vreau să vorbesc cartea de vizită legată de ce am investit acolo. De aeroport am vorbit. De drumuri județene, în al doilea mandat, am făcut din nou peste 300 de kilometri de covoare asfaltice. Foarte mult s-a asfaltat. Mergeți unde vreți în județul ăsta și putem să discutăm. Eu vreau să vă aduc aminte primul meu mandat, gestionarea crizelor. Apropo de crize, că asta eu am fost lat în pat și de-aia nu m-ați putut vedea, că dacă nu eram ca la inundații, în apă până la brâu și că eram saci de ciment și aduceam armata și în cizme și făceam poduri de pontoane și case la Dornești și la Țibeni și așa mai departe. Deci n-am stat degeaba. Și dacă vreți, 1 miliard de euro recunoscuți până la urmă și de adversari politici în primul mandat, absorpție. Acum, eu vorbesc doar de Consiliul Județean direct, fără primarii noștri. Proiecte fie absorbite, fie în derulare, fie depuse, avem peste 600 de milioane de euro acum. Și dacă adaug ce au și primarii din județ, numai mă uit humor, Câmpul Lung, Dorna ce au. Ajungem aproape la 1 miliard de euro. Deci am primari, vă dau exemplu, Horodnicu de Sus, are 10-11 milioane de euro numai această primărie absorpție de bani europeni. Vă dau exemplu, 5-6-7 milioane de euro, fără să punem la socoteală și altele, primăria de la Rădășeni, primării de comună, primării mici. Dar păi orașele, Siretul domnului Popoiu. O să mă întrebați unde am semnat și am dat drumul la proiectul Apă Canal, cel mai mare din istoria județului Suceava, 1/4 miliard de euro. Când a venit guvernul liberal în decembrie, am semnat proiectul care deservește 225.000 de locuitori ai județului Suceava. Gândiți-vă că noi avem 750.000 de toți. Deci un mega proiect. Sunt 25 de licitații acum în proceduri pentru apă și canalizare. Sunt multe. Mai trebuie niște emisiuni ca să vorbim de ele. Promovarea turistică de la, să zic, centenarul Unirea Bucovinei cu țara. Câte am făcut să punem în valoare Bucovina? Cetatea de scaun. Și le spun sucevenilor, în ultima sută de ani de la Romsdorfer, când au consolidat și ce au făcut cu cetatea și bravo lor, nu s-au mai făcut investiții. Le-am făcut noi acum. Cum arată cetatea? Cum arată muzeul? Cum arată unele monumente UNESCO, titorii, mănăstiri? Proiecte europene. Bogdana, Dragomirna, Probota, Voronețu sprijinit, Sucevița, Moldovița, dacă vreți vă, Putna, dacă vreți vă mai spun, dincolo de asta, gândiți-vă dumneavoastră numai Muzeul Lemnului, m-am implicat, Cazinoul Băilor de la Vatra Dornei, care va fi un edificiu superb în perioada următoare. Plus foarte multe proiecte turistice de la Gura Humorului de la Marius Ursaciu, da, în care am fost parte. Vatra Dornei e un proiect al Arhiepiscopiei Sucevei și Răbdării. Este, dar noi am fost alături de ei și acum în toată ce înseamnă documentație și sprijin și noi și Primăria Dorna pentru a se întâmpla acest lucru, iar acum chiar au nevoie de fonduri și din nou să fim alături de ei pentru că nu le ajung banii europeni, pentru că acolo s-au descoperit cum să spun, pivnițe părăsite, chestiuni care nu erau prinse în proiectul inițial, subzidiri și așa, acoperișul, și atunci va trebui să-i ajutăm și noi în perioada următoare și ne ținem cu de aceste proiecte. Cât a crescut proiecte. Valoarea proiectului acolo? La Vatra Dornei, dacă nu mă înșel, cu aproape 1 milion de euro. A crescut, care îi caută ca soluție, ceva o să dăm și noi, nu vreau să avansez acum sume, că nu asta este scopul emisiunii, dar suntem alături de aceste cărți de vizită ale județului Sucea. Muzeul de artă, care am depus proiect, Muzeul de artă religioasă de la Fălticeni, Muzeul de istoria minorităților de la Siret, cu istoria evreilor din Bucovina, Muzeul de artă din spatele de la
arhive de aici, din spatele Muzeului de Istorie pe care vrem să-l facem, toate cu, pe fonduri, depuse pe fonduri europene, norvegiene, pe Banca Mondială, foarte multe proiecte. Domnule președinte, ați pomenit la un moment dat de stupca de Ciprian Porumbescu. Vreau să vă întreb, mă întrebați de drumul care leagă lira, păi, de la lira, cum rând, se spune. Vreau să știți că nu se mai circulă pe drumul respectiv. Numai puțin. Să știți că oamenii, după ce am modernizat drumul care îi leagă de Ilișești, ăsta este drumul pe scurtătură pe care îl folosesc. Cel din pădure este drum județean, necesită niște lucrări ample pentru că sunt niște alunecări de teren și trebuie consolidare, valorile sunt mari. Toată lumea vrea, dar te uiți drumurile circulate în ordinea de prioritate asta, adică între a da drumul la Stulpicani-Ostra, care arăta rău și l-am asfaltat, sau drumul spre Codrii Seculari, am alocat resurse acolo. Și să nu uitați că am avut un guvern neprieten, ca să nu spun mai mult de atât, care nu ne predea de bani județului Suceava și totuși am făcut vreo 300 de kilometri. O să fie rândul și la Stupca, știu, e drumul pe care am circulat, e drumul. Și acolo e un obiectiv turistic important. Este, dar vreau să nu fim răutăcioși, adică totuși drumul pe scurtătură din Ilișești le rezolvă mai bine decât orice. Dumneavoastră ridicați problema ca Stupcan, ca să meargă pe aici, pe la Ilișești, și să iasă prin pădure, să ducă spre Humor mai departe. Se va întâmpla foarte repede și asta. Dar mai este un drum care îi leagă, este drumul spre Drăgoiești. Deci Stupcan nu numai că nu este izolată, are cel puțin trei căi de acces, una care e în așteptare acum prin pădure spre Liră. Care va fi principalul nostru proiect în viitorul? A7. Mă leg cu lanțurile de el, autostrada 7, pentru că în jurul autostrăzii lansăm proiecte. Rădăuțul la 18 km de autostradă. Deci primarul viitor, Bogdan Loghin, tânărul de 38 de ani, așa are proiectul. Ce înseamnă un oraș la 18 km de autostradă? Ce înseamnă un Siret la capătul autostrăzii? Ce înseamnă municipiul Suceava pe autostradă? Și atunci noi trebuie să ne raportăm așa, pentru că se schimbă datele problemei. Alta va fi dinamica, altele vor fi fluxurile, de exemplu centrurile ocolitoare care să iasă. Primarul Lungu astăzi a dat drumul la o variantă pe scurtătură pe care a venit și eu la dumneavoastră, podul nou al Unirii peste apa Sucevei. Dar pregătim centura cealaltă care să lege stația 110 la intrare dinspre Fălticeni, să vină spre Ipotești, să mergem la aeroport la Salcea, drumul cu Botoșaniu. Deci ăsta este principalul proiect. Și A14 Est-Vest, centurile ocolitoare Humor, Câmpul Lung, Vatra Dornei. Gândiți-vă că traficul pe această rută, câteodată în duminică faci 2 ore numai traversând Humorul. Și aici unul din marele proiecte este asocierea Humor Câmpul Lung Vatra Dornei, lucru care s-a întâmplat, dar așteptăm legea turismului, care este, că am văzut un contracandidat, mi-a spus ceva că asocierea e de mult, nu s-a făcut nimic. Așteptăm să treacă de Camera Deputaților legea turismului, care prevede organizațiile management de destinație turistică, se cheamă. Humor Câmpul Lung Vatra Dornei vor fi o singură stațiune, Bucovina. Vrem să, pe banii europeni, să investim un tren care să meargă din 2 în 2 ore în stațiune Suceava-Vatra Dornei, turistul să meargă frumos la vagon-restaurant, să coboare în Humor, să stea 2 zile, să-și lase copiii în tabăra de la Bucșoaia, proiect depus de asemenea pentru modernizare la Compania Națională de Investiții, după care să meargă la Câmpul Lung pe Muntele Rarău, să meargă la Muzeul Lemnului, să meargă la Vatra Dornei în stațiunea balneară, adică sunt proiecte foarte frumoase și care au și logică. Șoselele astea de centură despre care s-a tot vorbit, Gura Humorului, Câmpul Lung, Vatra Dornei, sunt fezabile, sunt realizabile, le vom vedea. Eu nu cred că numai s-a vorbit. Primarul din Gura Humorului ne spunea până acum că nici nu prea ar avea pe unde să facă o centură. Numai puțin. Nu așa stau, că vrea, că nu vrea, trebuie să facă, trebuie să scoatem tirurile din oraș, pentru că altfel nu mai este oraș turistic, e ștrangulat traficul acolo. Am parcurs la pas cu primarul Marius Ursaciuc, Lunca Boilor, de la giratorul de aici, de la Păltinoasa. Prin Lunca Boilor intră undeva pe malul stâng al Moldovei, traversează parcul Ariniș, dar nu prin mijloc, întâi pe râul Humorel și apoi în zona balansoarului, ca să știți, a punții balansoare de la Ariniș, și pe malul drept al Moldovei, la baza pârtiei de schi,
merge spre Cotul Buhii să iasă la Frasin. Asta este o variantă propusă de proiectanți în momentul ăsta. Adică să știți că nu numai am vorbit despre asta, noi chiar ne-am implicat, Compania Națională de Autostrăzi a fost prezentă aici, sunt fonduri, se lucrează, acum este proiectanți care lucrează la aceste chestiuni. Câmpul Lungu, de la Podul Bucătar, se merge spre Liceul Militar, undeva prin spantele muntelui Măgura și iese la Pojorâta, la Vărărie, într-o zonă, cu un tunel, ca să scoatem traficul greu din orașul Câmpul Lungu Moldovenesc, Vatra Dornei, de la intrare de la Argestru, un pod peste Bistrița în partea dreaptă, tunel prin munte de 2200 de metri, din ce mi-amintesc, și încă un tunel mai scurt și iese la podul Alunului la undeva la Dorna Candreni, pe teritoriul localității Dorna Candreni. Deci sunt foarte avansate aceste proiecte la companie. Eu cred că zilele acestea vom semna acordul între Ministerul Transporturilor și Consiliul Județean, pentru că eu mi-am asumat în viitorul mandat să fac o echipă în Consiliul Județean care să se ocupe de aceste centuri ocolitoare. Polonezii au descentralizat centurile, le-au dat la voivodate și statul federal a făcut legătura între centuri. Asta vreau să facem și noi și ordonanța 101 dată de guvernul liberal asta spune, iar eu am făcut primii pași deja și am zis, dați-ne-le că le construim noi. Asta înseamnă nopți mai scurte, mai multă bătaie de cap pentru Gheorghe Flutur și m-ați întrebat și cred că v-am răspuns de câteva din proiectele mari pe care vreau să le fac pentru Suceava în perioada următoare. Ce soluții aveți pentru relansarea economiei județului? Pentru că ați recunoscut și noastră că feciorii ne pleacă din județ în momentul ăsta. Relansarea economică depinde de infrastructura de autostrăzi și de aeroport ca de aer. Deci ele merg singure. Uitați-vă la Rădăuți că în zona centurii încep să apară firmulițe. Le-am cerut primarilor. Căutați terenuri, părculețe industriale mici, duceți-le apă, canal și gaze naturale acolo și trebuie lăsat mediul privat să-și facă, dar trebuie ajutat, dat terenuri, duse drumuri, dus iluminat public și așa mai departe. Ăsta este rolul nostru. Și perspectiva autostrăzii în discuțiile cu primarul Lungu, asta înseamnă. Haideți să identificăm cât mai multe terenuri. Uitați-vă, inclusiv o regândire a planului de urbanism a acestor orașe. Pentru că noi avem nevoie, ne-au dat pădurea Zamca în sfârșit. Guvernul liberal a dat-o primăriei, o zonă de recreere excepțională. Avem nevoie de spațiu, de teren și aici ne gândim de la stațiunea de cercetări, dar nu ce-a făcut PSD-ul să le dea la nepoții lor terenurile acolo unde se fac sălile de nunți. Nu, să dea pentru extinderea centrului nou a Sucevei, extinderea centrului nou pentru a avem criză de spații pentru firme IT care să vină în Suceava. Uitați-vă că lucrează în mall și au nevoie de astfel de spații, au nevoie de cămine studențești, au nevoie de spații pentru instituții publice. Dacă noi vom deveni, și eu sper să devenim regiune, noi avem nevoie de spații. Trebuie să ne gândim la toate lucrurile astea. Și eu cu primarul Lungu, care sunt convins că va fi ales de suceveni un nou mandat, avem pe masă aceste tipuri de proiecte, intrăm într-o nouă etapă, să fie foarte clar. Ce le mai promiteți bucovinenilor în astea două săptămâni de campanie? Nu, eu nu le promit, sunt lucruri clare. Unele dintre ele sunt semnate, deci gazul metan este foarte clar, mă voi zbate, dar depinde mult de primari să-și termine documentația. Îndiguiri. De asemenea, stau pe capul Ministerului Mediului și Apelor Române să vină cu îndiguirile, că în ultimii 6-7 ani n-au făcut aproape niciun dig în județul Suceava și sunt extrem de supărat. Îmbunătățirea serviciilor de utilitate publică, și aici am de gând să întâlnesc, să-i invit destul de des pe furnizorii de utilități, că vorbim de curent electric, de gaze, apă canal, semnalul la telefon, la internet, transportul în comun, toate chestiunile astea, pentru că, din păcate, uneori, oamenii au investit, încasează bănuți frumos, pe telefonie, pe curent electric, pe metru cub de gaz, dar sunt cam zgârciți la investiții. Să vă dau câteva exemple. Oameni buni, avem nevoie de relee pentru semnal la telefonul mobil. Dacă te duci pe la Palma, n-ai semnal. Domnilor operatori pe județul Suceava, i-am invitat deja, dar o să mă țin de capul lor.
Ia investiți în niște relee să acoperiți județul ăsta, că avem turiști care rămân rătăciți și n-au cum lua legătura telefonică cu nimeni. V-am dat un exemplu. Bun, nici cei care ne facturează gazul nu prea sunt doritori de investiții. Despre asta este vorba, că i-am invitat, de exemplu, E.ON Electric, am avut recent discuții, să-mi spună planul ce transformatoare mai construiește și mai amplasează, pentru că numărul de case s-a mărit, s-a dat autorizație în multe zone. Și atunci hai să vedem ce facem. De exemplu, una din urgențele mele, acest program pe banii europeni, să ajungă până la urmă apa și canalul la Șcheia, la Marginea, la Vicovul de Sus, unde sunt aglomerări de 10.000 de oameni și nu au apă și canalizare. Aici o stat la sertar trebuie să știe sucevenii proiectul ăsta mare european la guvernul PSD la Rovana Plumb 4 ani de zile și ne-au blocat Suceava. Nu au vrut să ne dea aprobare. Trebuie să știe. A venit guvernul Orban și am deblocat. Ministrul Boloș, să-i dea Dumnezeu sănătate, mi-a semnat acest proiect pentru Suceava. După aceea, spitalul de copii. I-am cerut Sorinei Pinte, a fost un ministru al sănătății, să-mi aprobe spital de copii. Nu ne-au aprobat. Ni l-au aprobat guvernul liberal ca să dăm drumul la un spital de copii. Gândiți-vă că în 24 de ore la urgență la Suceava vin cam 300 de oameni, din care o treime sunt copii. Mi se spunea, dar aveți la Iași. Mulțumesc, de la Cârlibaba până la Iași câți kilometri sunt? Și aici e bătălia pe care eu o am cu Bucureștiul și cu cei pe care trebuie să-i conving să slobadă niște bani și în județul Suceava. Spuneți-mi, domnule președinte, dacă veți câștiga un nou mandat în fruntea Consiliului Județean Suceava, voi câștiga. Va fi ultimul dumneavoastră mandat? Nu. Nu am spus asta, eu niciodată nu spun așa. Eu mă simt sănătos. Când eram, n-aveam aer în pandemie. Copiii mei mi-au spus, tata, crezi că mai merită? Lasă, toți loveau în tine și de să părea nedrept. Și eu am spus, dragii mei, dacă Dumnezeu îmi dă zile și îmi revin, eu vreau să fac marile proiecte. Tata n-a plecat nici europarlamentar și n-am vrut eu, pentru Bucovina mea dragă, să fac proiecte. N-am plecat nici cu funcții la vârf pe care le-am avut, dar eu m-am retras aici și atunci proiectele mele sunt să las ceva util zonei Sucevei, județului Suceava și această frumoasă zonă a Bucovinei. Iar a veni aici și a spune că e ultimul sau nu. Deci eu am proiecte să mă țină Dumnezeu sănătos. Vom vedea la timpul potrivit ce proiecte vom mai avea. Vreau să intru cu Doamne ajută în acest mandat, să fac lucruri importante și cât mă simt în forță și sănătos, eu mă pun la dispoziția sucevenilor mei dragi. Unii acreditează ideea că nu mai aveți aceeași susținere în partid la București, că nu mai sunteți în grațiile. Eu nu știu cine să ia unii sau ce site-uri citești dumneavoastră, pentru că Gheorghe Flutur a fost un tip și este care n-a avut nevoie să-i vină șef de la București să dea în adversari cum face PSD-ul de 20 de ani. Uitați-vă la această specie umană a PSD-ului la Suceava. De câte ori a venit unul de la București, cu ce au început declarațiile, zi ceva de rău, dă-i una lui Flutur. De la Văcăroi un coace la Adrian Năstase până ultimul ciolacu, dar care n-a venit în capitală, probabil nu știe că e Suceava capitală, s-a dus la Fălticeni, a început cu mine. Adică, eu n-am nimic, dar lideri de aici la PSD mai există sau nu? Dacă totuși au forță și vor să spună, să spună aici, să vină să candideze cu mine în această campanie. Nu îl chem pe fratele de-a opta, îl chem să vină, hai și dă-i una lui Flutur, asta arată că tu ești slab și nu te poți bate. Deci, povestea asta că eu la București, încă o dată, în viața mea, eu am construit cariera politică pe suceveni și nu pe București. În 2012, când Gheorghe Flutur a pierdut și atunci cu pierdutul, când eu aveam necazuri cu soția, Dumnezeu să o ierte, e discutabil ce-a fost atunci, că pleca și MRU, era premier și așa mai departe. Atunci, să știți un lucru, toți sucevenii au fost de partea mea când mi-a fost foarte greu. O trecut localele și la parlamentare colegi de-ai mei spuneau mergem în teritoriu în campanie și oamenii ne întreabă unde e domnul Flutur, vrem să vină. De ce? Pentru că eu am construit o relație cu totul specială cu acești oameni. Deci povestea asta că mă am bine cu Ludovic Orban sau cu președintele Iohannis, da, pe principii, dar nu mă veți vedea niciodată că stau ghiocel pe undeva, n-am făcut-o și n-o să o fac, că nu se are. Astea sunt teze din laboratoarele lor. Păi,
Eu țin minte oameni de la PSD care semnau cu Stănescu, după care s-au internat în spital de frică să nu-i remanieze, să-i dea afară. Deci, problema la mine a fost că eu n-am vrut europarlamentar și eu n-am vrut să mai candidez la o altă funcție, dedicându-mă Sucevei. Teoria, domnule, nu mai... Garantez că mă susține, dar știți de ce? Pentru că am făcut lucruri serioase și dacă sucevenii te susțin, Bucureștiul te respectă. Dacă le dai bere la Sucevița și coniac 4 stele doar, te respectă noaptea aia cât le dai. După aia s-ar putea să uite. Niciodată n-am fost chelner pentru bucureșteni. Cum vedeți PNL-ul în viitorul politic al României, dat fiind faptul că iar v-ați nimerit la guvernare într-o situație de criză majoră? De data aceasta, PSD-ul a crezut că își va rupe gâtul Partidul Național Liberal. Nu numai că nu și-a rupt gâtul. Le-a ajutat bunul Dumnezeu să gestionăm și să gestioneze guvernul Orban cu înțelepciune această perioadă. Uitați-vă în alte țări ce este. Partidul Național Liberal în sondaje nu s-a erodat cum sperau unii și alții atât de mult, că te erodezi la guvernare încât să creadă că vine altcineva. Clar, scorul va fi foarte bun, eu sunt foarte optimist. Vom guverna. Uniunea Europeană este condusă de Partidul Popular European majoritar, de dreapta europeană, din care facem și noi parte. La București, Klaus Iohannis e președintele României pe 5 ani. Sper la Suceava să câștige Gheorghe Flutur un mandat, pentru că noi am făcut lucruri bune și avem proiecte foarte mari și sper cât mai mulți primari să câștige. Deci să intre România pe mâna liberalilor. 80 de miliarde de euro dați de Uniunea Europeană să fie cheltuiți inteligent pentru încurajarea întoarcerii tinerilor și crearea de locuri de muncă, pentru a ne apropia Moldova de Ardeal. Și o să vedeți marile surprize ale liberalilor în Moldova vor fi, vor vota oamenii mai mult liberali, pentru că au nevoie de dezvoltare, au văzut ce au făcut socialiștii. Și uitați-vă primării liberale de toată isprava pe care noi le avem, începând de la Siret, de la Popoiu, până la Vatra Dornei, la Boancheș, la Câmpul Lung, la Negură, la Suceava, la Lungu, la Ursaciuc, la Gura Humorului și așa mai departe. Plus foarte multe primării de comune de toată isprava. Pe câte primării câștigate mizați la alegerile locale de anul ăsta? Nu vreau să dau pronostic, dar cel puțin nu vom coborî sub 60 de primării în mod garantat noi liberalii în județul Suceava. La Consiliul Județean ce target aveți? Că-s nu vreau să-mi propun niciun target. Vreau să știți că în mandatul 2016-2020 sucevenii, după ce am lipsit 4 ani, pe mine m-au ales și echipa mea cu 57% prin redistribuire. Am avut 21 de consilieri noi și 16 PSD-ul. Eu sper ca acest lucru să-l reportăm în momentul de față cel puțin, pentru că ne-am ținut de cuvânt, ne-am ținut de treabă. Dincolo de toate atacurile care au fost, iar la Gheorghe Flutur, atacurile care i-au crezut, le-au dat speranțe adversarilor au fost că a venit coronavirusul și ăsta e terminat, îi cântăm prohodo și gata. Mi-a dat Dumnezeu zile, sunt foarte, foarte puternic, mă simt în formă totală, maximă și vreau să facem marile proiecte pentru dumneavoastră și copiii dumneavoastră și celor care ne ascultă. Doamne președinte, pentru că suntem la finalul unei emisiuni electorale, dacă aveți un mesaj în final de transmis. Mesaj am de prietenie, de drag, cu căldură îl transmit. Suntem într-o perioadă grea, cu multe încercări, toată omenirea are multe încercări. Au nevoie de oameni de-ai lor, oameni care să dovedească că au făcut ceva în viața lor, că au făcut ceva pentru comunitate, oameni cu experiență, oameni care să fie respectați și la București, și la Bruxelles, și unde vreți dumneavoastră, și pe acești oameni îi găsește la Partidul Național Liberal. Am format o echipă, am pregătit o întinerire cu mari surprize în aceste alegeri din partea Partidului Național Liberal, o garnitură foarte puternică de tineri, și eu mă simt tânăr lângă ei. Vreau să împărtășesc echipei experiența, buna credință, și să aibă încredere în noi că știm, vrem, putem să facem lucruri bune pentru viitorul acestui județ. Vă mulțumim pentru prezență și vă mai așteptăm, domnule președinte. Am stat de vorbă astăzi cu domnul Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Suceava. Sunt Dorin Moldovan, ați urmărit Limita Răbdării și vă mulțumesc pentru asta. O zi bună în continuare. La revedere! Nai.
N-ai ce face și totuși faci. Spui că n-ai unde parca, n-ai cu cine vota, n-ai ce vedea, dar te descurci. Ai doar o limită. Limita răbdării. Ne pierdem răbdarea astăzi cu... Nu cunosc. A, de la pe... Nu-l cunosc. Nu mai avem bunul simț, nu mai avem... E bătălie politică ca la Mădășeste. Și mă rog la Dumnezeu toată lumea să gândească așa. La limita răbdării. Alegeri locale 2020. Our playlist is your favorite music. Impact FM Regional. Oh na na, you don't wanna run with me. Hey, this is Justin Timberlake. It's Pharrell. This is Katy Perry on your hit music station.